Deputatul PSD Călăraș, Dumitru Coarnă, a făcut o declarație politică în legătură cu situația lui George Cătălin Șerban, secretar general al Consiliului Superior al Magistraturii. Declarația politică se numește Acolo unde justiția nu funcționează, e periculos să ai dreptate. Declarația mea politică de astăzi se referă la statul mafiot, așa cum îl denumea Traian Băsescu, fost președinte, și statul eșuat, așa cum l-a definit actualul președinte. Trebuie să înțelegem aceste mecanisme, poate și reușim să ieșim din această paradigmă. Fostul judecător George Cătălin Șerban a devenit secretar de stat la Ministerul Justiției. Uzurbatorul, în limbaj mediatic, a exercitat atribuții de secretar general al CSM chiar și în zile în care nu mai ocupa de drept această funcție. Fostul judecător George Cătălin Șerban, în prezent secretar de stat la Ministerul Justiției, a încălcat în mod repetat legea, așa cum rezultă din investigațiile realizate de jurnaliștii publicației Lumea Justiției. Presa relatează că Șerban a luat parte la o ședință a judecătorilor din Consiliu, fiind invitat în calitate de secretar general, fără ca în realitate el să fie numit în această funcție, practic a săvârșit infracțiunea de uzurpare de calități oficiale, faptă prevăzută și pedepsită de articolul 258 din noul cod penal. Lumea Justiției a dezvăluit lucruri de neimaginat care se întâmplă la CSM, sub mandatul de președinte deținut de judecătorul Bogdan Mateescu, care poziționează acest for superior al magistraților nu într-un etalon al legalității și moralității, ci mai degrabă într-un teren paralel cu statul de drept în care legea a devenit facultativă. Judecătorul George Cătălin Șerban a fost uns în funcția de secretar general al CSM prin 3 decizii de delegare ale președintelui CSM Bogdan Mateescu. Asta chiar dacă legea nu dă dreptul șefului CSM să delege această funcție. Legea prevede în mod imperativ că secretarul general este numit de către plenul CSM. Totuși, Șerban a fost delegat de 3 ori, de fiecare dată pe câte 3 luni. Prima delegare pe 3 luni a început în data de 11 ianuarie 2021, a doua delegare tot pe 3 luni a început la data de 14 aprilie 2021, iar a treia delegare pe 3 luni a început în data de 16 iulie 2021. Se observă deci că între delegări au fost mai multe zile de pauză. Ce a făcut domnul judecător George Cătălin Șerban în zilele de 11 aprilie, 12 aprilie, 13 aprilie 2021, 14 și 15 iulie 2021, zile în care nu mai era secretar general al CSM, întrucât se afla între delegări. Presupunem că a îndeplinit atribuții de secretar general al CSM cu încălcarea legii. Fostul judecător George Cătălin Șerban, vestit pentru averea sa 1,5 milioane de euro, avere pe care a reușit să o strângă într-o carieră de magistrat de circa 25 de ani și a arogat și calitatea de secretar general al CSM, chiar dacă nu era numit în drept. Dovada se regăsește pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii. Referitor la același personaj, fosta judecătoare de la Tribunalul Călăraș, Neluța Tudorache, susține că Inspecția Judiciară și Secția pentru Judecători au refuzat să verifice cum fostul secretar general al CSM, actual ministru secretar de stat, a intrat în avocatură pe ușa din dos, deși nu îndeplinea condițiile de intrare în profesie fără examen, pentru că nu a fost judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție. Vă rog, concluzionați, domnule. Imediat, domnule președinte, un minut, dacă... De asemenea, judecătoarea și-a exprimat nemulțumirea pentru faptul că membrii CSM nu au luat nicio poziție oficială după ce au devenit publice informațiile privind delegarea în regal a fostului judecător Șerban în funcția de secretar general cu încălcarea flagrantă a legii. A devenit o regulă ca posturile de conducere în aparatul administrativ al CSM să nu fie scoase la concurs, tocmai pentru a putea fi detașați și apoi delegați în funcție judecător dispus să execute ordine președintelui CSM. Practic, concluzionează doamna Tudorache, aceste funcții sunt ocupate de judecători care execută ordinele președintelui CSM, nu de oameni verticali și competenți. Domnul deputat, imediat am concluzionat. Nu am o rugăminte, ați depășit deja foarte mult timpul. Vă rog să vă încadrați în timp. Imediat închid. Din respect față de ceilalți colegi care... Mai aveam o frază, terminam dacă mă lăsați. Haideți, vă rog. Exact, asta terminam. Au fost raportate abuzuri care nu pot fi trecute sub tăcere, comise în ograda CSM. Organism care, conform art. 132 aliniatul din Constituția României, trebuie să rămână un garant al independenței justiției și nu un complice la încălcarea legii. Și eu vă mulțumesc, Dumitru Coarnă, deputat PSD Călăraș.